Aproape zilnic, polițiștii locale aplică sancțiuni fie șoferilor care parchează sau staționează neregulamentar, fie persoanelor care se plimbă pe străzile orașului cu cărucioare pline de peturi sau gunoaie. Însă, dintre acești contravenienți, puțini sunt cei care se prezintă la ghișeele Direcției de Taxe și Impozite pentru a achita amenziile. Primăria municipiului Buzău are o sumă destul de măricică de încasat din amenzi, dar vorbim o sumă per totală, nu neapărat pe anul acesta. O sumă care se ridică undeva în jur la 30 de milioane de lei, dintr-un total de 35 de milioane, fapt care coboară, să spunem, procentul undeva, ratei de încasări undeva la 11-12%. Așa se face că în evidențele Direcției de Taxe și Impozite se află zeci de buzoieni ce ar trebui să achite sume consistente către bugetul local pentru că au fost amendați. Cele mai vechi datorii provin de la femeile care practică prostituția, fie de la persoanele de etnie romă care nu au surse de venit în afara ajutorului social. Anul ăsta stăm mai bine prin faptul că ne apropiem de un procent de 50% de încasare amenzi date strict în acest an. Dar mai mult ca sigur că anul acesta poliția locală au fost principalii care au dat amenzi și în mare parte, după cum știți, pe partea de parcări ilegale. Cei mai mulți dintre cei sancționați așteaptă ca amenda să fie prescrisă, timp în care nu-și achită nici impozitele locale, afectat fiind bugetul municipiului.